E ca la voi, la... Auzi asta, sus aveți o cameră ce vă filmează tot timpul. Veți primi un număr de... Veți primi un apel, da? Pe telefon. Asta chiar veți răspunde la o întrebare, da? Da. Dacă răspundeți corect la întrebare, câștigați un punct, dar mai este un competitor la capătul celălalt al telefonului. Dacă el răspunde, telespectatorul, corect la întrebare, nu doar că primește un punct în competiția pentru bicicleta Pegas, ci trimite un personaj în cabina telefonică, astfel încât să aglomerăm un pic zona. Că dacă e aglomerație, știți foarte bine, nu mai gândești atât de bine. Întrebările nu sunt complicate, dar dacă voi greșiți răspunsul la întrebare, un alt personaj va intra la voi în cabină. Astfel încât la final o să fim 10, 11. Aveți sus o cameră la care... Vezi că dacă nu știm răspunsul, da? Înseamnă că n-auzim întrebarea foarte bine, pentru că ești departe, ca să știi. Bine, am înțeles. Aveți cameră sus, să nu uitați, da? Da. Salutați telespectatorii de Neața. Avem și un telefon. Alo, bună dimineața! Neața! Neața! Neața, ce faceți? Excelent! Cum vă numiți? Daniela. O să vreau pe Daniela mult mai tare în platou, să o audă și invitații mei. Am 3 întrebări pentru fiecare, este foarte simplu. O să încep cu cei din cabina telefonică. Daniela, mă scuze, Nițel. Stai mă, dă-mă telefonul, stai mă puțin. Ia uite bă, pe, am telefonul de aici, de la... Se poate cum? Delio, vezi că sună celularul. Alo, cu plajul? Da. Familia Matache? Da. Matanache? Macatache? Da. Sunteți familia Macatache? Avem o întrebare pentru dumneavoastră. A. În 10 secunde. A. Spuneți-mi, vă rog, 4 versuri de se pot spune la televizor ale lui Chelu. Sunt omul în liftul tău. Arde, uite cum arde. Ce ai făcut, băbiță? Păi nu pot în 10 secunde, că sunt prea lungi. Ce rău îmi pare. Ce rău îmi pare, voi, că n-a dat răspunsul. Deci ești mai mult fană Bendeac decât Chelu. Gata, am înțeles. Nu am avut timp să zic că îmi pare tare rău, nu primești niciun punct, dar primești un personaj în cabină. Ne îngrămădim, e de bine, mai vine cineva. Direct din Colentina. Să trăiți. Ați rupt cabina data trecută? Te-am ținut. Ce ai în mână? De nu dai drumul. Ha, s-a început. Ai rupt cabina data trecută, acum te rog mai cu grijă. Hai, bagă-te, dai drumul! Ce? Nu nimerim, mai intră, știi? Dar vă rugăm frumos să intrați. E loc pentru toată lumea. Haideți aici. Maestru Shaolin, nu bea apă, bea doar vin. Așteptăm să mai sune telefonul ca să... Auzi, ar Daniela, să ești cu noi? Dacă răspundem corect. Atenție, pentru tine. Pentru cine? Pentru Daniela, voi liniște. Dacă răspunde corect la întrebare, are un punct și voi bagă un personaj în cabină. Aole. Spune-mi, te rog, în 10 secunde, 5 nume de băiat care încep cu litera C, cu C. Cezarie. Cătălin, Cezar, Carampil, Cornel. Carambol. Cum? Coco. Cum? Coco. Coco? Păi de ce încă? E bun, e nume de băiat, Coco. Păi așa. Daniela, ai câștigat un punct în competiția cu doi Elia și Macanache, dar ai câștigat și dreptul de a aduce în platou încă un personaj. Hai! Intră! Delia, mai primești un telefon? Da! Stai să sun. Deci dacă... Bă, mă omoară centrala. Dacă nu știam, nu-mi venise nimic. Tu trebuia să știi asta. Dai că sun acum. Michi, vezi că sun. Bine, peste tine, ce l-ai pus. Mare fițe. Alo, da! Alo! Hai! Familia Macatache? Da! Delia e acasă? Nu e, dar vă dau imediat. Dacă nu e acasă, ne dați, vă rog, măcar mingea. Ok. Cine răspunde? Macanache, da? Răspunde Macanache. Fredonează în 10 secunde 3 piese celebre din anii 90 din România. Așa. Andrei, ceva Andrei. Libere la mare. Așa? Zi, repede. Vinul la mine. Așa?
Și lasă-mă papa la mare. Este aceeași piesă, s-a terminat timpul. Incredibil! Incredibil! Lasă-mă papa la mare, nu e aceeași piesă! Încă un personaj intră în cabina telefonică. Alo! Contestați! Am greșit! Lasă-mă papa la mare e o piesă, Liberă la mare e altă piesă. Corect! Bă, dar de când ești tu fan, Andre, mă? Trebuie să faci toate personajele aici. Te-am plătit! O să vezi cum te-ai. Hai, dă, intră, că e loc, intră aia! Hai, Popo! Hai, Popo! Hai, cărcat pe ei! Mergem la Daniela, telespectatoarea noastră. Daniela, ne auzi? Daniela! Prezent! Prezent! Nu ne ascultă la televizor, ascultă-ne în telefon! În telefon! În telefon! Daniela, în 10 secunde! Spune-ne 4 jocuri ale copilăriei. Aoleu, cât de simplu. La ce nu trebuie asta? Sar coarda era ăla. Pasă spunțele, a? Lemon party. Și? Unu fără pir. Perfect! Nu mai intră nimeni. Aurica, mai avem? Stop! Avem de pus o întrebare tehnică. Ce este lemon party? Lemon? E o petrecere cu bătrâni. Dar nu știu să zic mai mult, am auzit la mine în dubă chestia asta, vorbea cineva. Dar nu e din, din anii 90, bă. Nu știu, eu știu că e din totdeauna. Am înțeles. Păi bine, la ce ați venit astăzi? Nu la o petrecere cu bătrâni? Mai avem un personaj? Sausage party. Mai avem vreun personaj? Avem unul, ultimul personaj. Lați, ce mă, iei cu tine? Nu cred! Nu! Închide ușa, strânge burta, suge burta! Daniela, nu, stai, dăm un telefon către ai noștri, da? Dar dă mai repede, boss, că nu ultima, e greu. Ultima! Da! Ultima întrebare! Alo! Familia Macatache? Da! Ăla e telefonul și ai altceva. Delia, să m-a căutat cineva? În 10 secunde, Delia, da. Pune-ne 4 modalități de a ajunge la mare de 1 mai. 4 modalități de a ajunge la mare de 1 mai. Pe bicicletă, cu trenul, cu avionul, cu mașina, cu bunica, cu mama. Și perfect! Bravo! Perfect! Eliberați cabina! Foarte bine! La acest răspuns, pentru că am întrebat-o pe Delia și a răspuns Macanache, Dani va intra în cabina telefonică pentru ultima întrebare. Hai bă, bagă. Trage burta, trage-te un pic. Trage-mă piciorul, băi. Crocodilul, trage piciorul. Bă, fete, bicicleta. Trageți, bă, piciorul ăsta. Gata, bă, am ceva. Mai. Înaintați, că nu s-a închis. Înaintați. Bă, ușor, că-ți tripit covorul. Băi, nu te lăsa pe ușă, că... Dă-i, mă, fete, bicicleta, să scăpăm! Mai am un pic, intru în telefon. Daniela! Daniela! Prezent! Vrei să-i și întorc, că poți să-i întorc. Băi, fata asta lucrează la tele în șpifudia. Daniela, draga noastră! Ușor cu covorul! După cum vezi, jurata de profesie de la Antena 1, Delia... Stă foarte mult pe scaun, duminica la umor, joia la Best Factor. Și e tare că nu trebuie să mă țin eu pe picioare, că stau așa oricum, adică orice aș... N-am cum să cad. O să facem petrecere la abdomen. Împreună cu Macanache, lansând o frumoasă piesă, exact parcă pentru decorul de astăzi. Ți-au adus prin răspunsurile lor, bune, foarte bune, dar și aglomerate, o bicicletă de la Pegas! O să luăm o scurtă pauză, imediat intrăm în live pe Facebook, suntem în live pe Facebook, o să stăm 6-7 minute în live pe Facebook, ca să vedem cum transpira ai noștri. Sunteți la Neața, la Mare Bairam!